Cu Hristos cel înviat, mântuirea noastră, parcurgem în rugăciune calea luminii. Ne deschidem inima speranței și ne dispunem să primim noutatea pe care ne-o aduce cel înviat. El, care este Domnul vieții, să lumineze lumea și să ne dea puterea de a fi purtătorii unei noi culturi, bazate pe pace și pe respectul adevărat față de persoana umană. Să ne rugăm! Dumnezeule, Părintele nostru, în Fiul Tău mort și înviat pentru noi, ai voit să zidești pe o stâncă de nezdruncinat siguranța speranței noastre. Revarsă în noi Duhul adevărului și al luminii, ca să putem merge cu încredere pe drumul lumii, purtând mereu în trupul nostru muritor mărturia morții și învierii care ne mântuiește, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Când soarele sosi sonea, bezna grea, un înger coboară în straica de nea și spune șezând lângă sfântul mormânt, femeilor triste cu sufletul frânt, aleluia! Hristos a înviat dintr-o moartea amară, tristețea și jalea din inimi dispară. Aleluia! Stațiunea întâi. Iisus învie din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Atunci când ni se pare că totul s-a terminat, atunci când avem impresia că moartea are ultimul cuvânt, trebuie să proclamăm plin de bucurie că Iisus Hristos a înviat, este viu. Aceasta este vestea cea mare, marele adevăr ce stă la baza credinței noastre și care umple viața noastră cu o bucurie năvalnică oferită tuturor, vestită chiar și celor morți. Să ne rugăm! Te rugăm, Dumnezeule milostiv, să-i dai poporului Tău harul să proclame slava Domnului înviat, pentru ca în El, sacrament universal de mântuire, să dobândească darurile vieții celei noi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era în început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie! Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat! Aleluia! Imană și cu peretru în grabă s-au dus la sfântul mormânt părăsit de Iisus, iar ei au crezut căci le-a fost dat să vadă din țoliul jos ar vierii dovadă. Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moartea amară, tristețea și jalea din inimi dispară. Aleluia! Stațiunea a doua. Ucenicii găsesc mormântul gol. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Ucenicii au primit cu neîncredere vestea adusă de femei. Mintea le este confuză, dar iubirea lor e mai puternică. Petru și Ioan, neștiind ce se petrece și cu o inimă ce bătea puternic, sunt cei dintâi care aleargă la mormânt. Este adevărat ceea ce au spus femeile,
chiar și cele mai mici detalii rămân întipărite în inima lor și în Scriptură. Hristos a biruit moartea. Nu este o iluzie, ci un fapt care va schimba istoria. Ulterior, Petru, capul apostolilor, va primi vizita lui Iisus ca un semn al iubirii sale delicate față de cel care va trebui să îi întărească în credință pe frații săi. Să ne rugăm! O Dumnezeule, care l-ai răscumpărat pe om și l-ai ridicat deasupra vechii străluciri prin misterul negrăit al milostivirii tale, privește spre noi, fiii tăi, renăscuți prin botez la viața cea nouă, și păstrează mereu în noi darurile harului tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Plângeama ta revenea cu glasul Domnul, privind la mormântul cel negru și gol. Marie îi zice, Iisus înviat se arată Mariei Magdalena. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Maria plânge pierderea lui Iisus pentru că îl iubește cu o iubire mare și curată, manifestată prin tăria sufletească și prin eficacitate, așa cum este iubirea atâtor femei care știu să o dovedească prin dăruire. Maria l-a căutat pe învățătorul ei și Iisus i-a recunoscut afecțiunea totală strigând-o pe numele propriu. Iisus face din Maria prima propovăduitoare a învierii. Și pe noi Iisus ne iubește personal, ne strigă pe numele propriu și ne trimite să dăm mărturie pentru vestea cea bună. Hristos e viu între noi. Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, Fiul Tău a voit să îi încredințeze Mariei Magdalena prima vestire a bucuriei pascale. Prin exemplul și mijlocirea ei, dă-ne harul să-L proclamăm în fața lumii pe Hristos cel înviat pentru a-L contempla alături de Tine în glorie, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Seară doi oameni cu pasul greoi se îndreaptă spre amândoi. Iisus le explică cuvântul divin, dar nu-l recunosc, ei îl cred un străin. Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moarte și jalea din inim dispară. Aleluia!
Lumea a patra. Iisus înviat se arată pe drum ucenicilor de la Emaus. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Drumul către Emaus este povestea vieții creștine. Ucenicii au mers de la Ierusalim, fiind descurajați și triști. Ei și-au pierdut speranța. Noi, de asemenea, avem momente de disperare și de dezolare. Domnul înviat ne însoțește de-a lungul drumului, chiar și atunci când mergem în direcția greșită. Numai El ne poate deschide cuvântul și ne poate ajuta să înțelegem viața noastră, în special când suntem în suferință. Numai El poate să reaprindă hotărârea noastră de a ne dedica la ceea ce este cel mai important în viață. Să ne rugăm. Părinte veșnic, prin Fiul Tău unul născut, ai învins moartea și ne-ai deschis drumul spre viața veșnică. Dă-ne harul ca noi, cei care celebrăm Paștele, să fim reînnoiți în Duhul Tău Sfânt, ca să ne naștem din nou în lumina Domnului înviat, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie. Aleluia. Căci Domnul a înviat cu adevărat. Aleluia. La Emaus pe bunul tovarăș de drum, cei doi îl rețin, căci e noapte de acum. La frângerea pâinii atunci abia pot să vadă cu cine au mers cot la cot. Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moarte amară, tristețea și Vară. Aleluia! Stațiunea a cincea. Iisus se manifestă la Emaus la frângerea pâinii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Ucenicii mergeau spre Emaus triști și descurajați, ca atâția bărbați și femei dezorientați din cauză că lucrurile nu merg așa cum doresc. Nu reușesc să se încredințeze în mâinile Domnului. Totuși, Iisus Hristos se face tovarăș de drum cu ei pentru a le lumina pașii dezorientați și a le readuce speranța. Cu lumina aflată în Sfânta Scriptură, chiar dacă mintea nu înțelege totul, inimele lor încep să ardă de credință, speranță și iubire. Când așezați la masă, Iisus le împarte pâinea, li se deschide mintea și inima și descoperă că Domnul este cu ei. În Euharistie, Iisus ne împarte cuvântul și trupul Său pentru drumul nostru de zi cu zi. Să ne rugăm! Părinte milostiv, dă-ne harul să gustăm în toată viața noastră roadele Paștelui, care se actualizează în celebrarea tainelor tale, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie. Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat. Aleluia! Strumiți de durere, apostolii par, când Domnul înviat se arată lui iar. Curaj, nu vă temere, spune, căci nu-s un duh, un strigoi, ci sunt eu.
și jalea din inim dispară. Aleluia! Stațiunea a șasea. Iisus înviat le apare ucenicilor. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Iisus Hristos înviat este același Iisus care s-a născut la Betleem, a muncit la Nazaret, a străbătut drumurile Palestinei predicând și făcând binele, același Iisus care a spălat picioarele ucenicilor, s-a dat pe sine dușmanilor pentru a muri atârnat pe cruce. Iisus Hristos, Domnul, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar apostolilor abia le vine să creadă. Sunt speriați, cuprinși de teamă că vor avea și ei aceeași soartă. Iisus se prezintă în mijlocul lor și le arată rănile sale ca un trofeu, biruitor asupra morții și a păcatului. Rănile sale au fost prețul răscumpărării noastre. Nu este un duh, este același Iisus care i-a ales pe ei ca prieteni ai săi și acum stă la masă cu ei. Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și milostiv, condu-ne la bucuria veșnică, pentru ca o mila turmă a fiilor tăi să ajungă în siguranță alături de tine, acolo unde a precedat-o Hristos, păstorul ei, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie. Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat. Aleluia! Sfinții apostoli de spaimă distruși, Iisus a pătruns prin blocatele uși, suflând peste dânsi putere le-a dat să ierte pe oameni de orice a șaptea. Iisus înviat le dă apostolilor puterea de a ierta păcatele. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Apostolii nu prea au înțeles toate cele întâmplate în acele zile, dar aceasta nu contează. Important este că Iisus e din nou cu ei. Din nou se bucură de prezența Învățătorului și de intimitatea iubirii sale. Ușile erau încuiate de frică, dar El îi va ajuta să-și deschidă larg inimile pentru a-i primi în ele pe toți oamenii. La cina cea de taină au primit puterea de a celebra jertfa euharistică. Acum îi face părtaș de milostivirea lui Dumnezeu. Le dă puterea de a ierta păcatele, darul minunat acordat oamenilor, reconcilierea, posibilitatea de a redobândi prietenia cu Dumnezeu după ce l-au părăsit prin păcat. Să ne rugăm! Dumnezeul păcii, pe tine nu te poate înțelege cel care seamănă în vrăjbirea, nu te poate primi cel care iubește violența. Dăruiește-le celor care înfăptuiesc pacea să persevereze în lucrarea lor, iar celor care le pun piedici să fie vindecați de ura care îi chinuie, pentru ca toți să se regăsească în tine, care ești adevărata pace. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Îndoiele și întrebări este rost, apostolul Toma, când Domnul Hristos i-a pare în ceartă și într-un târziu, apostolul crede că Domnul e viu. Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moarte amară, tristețea și jalea din inim dispară. Stațiunea a opta. Iisus înviat întărește credința lui Toma. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Toma nu se lasă ușor convins de cuvintele și mărturia celorlalți apostoli. El are nevoie de fapte, să vadă, să pipăie. Iisus, bun cunoscător al intimității inimii, caută să recupereze încrederea pierdută a lui Toma. Credința este un dar al lui Dumnezeu care ne deschide ochii sufletului și ne împinge inima spre El. Credința întrece capacitățile noastre naturale, dar nu este irațională, nici nu se împotrivește libertății noastre. Este mai curând o lumină pentru existența noastră, care ne ajută și ne întărește pentru a recunoaște și a iubi adevărul. Să ne rugăm! Dumnezeule, Părintele nostru, fă ca împreună cu Apostolul Toma să-L recunoaștem în Hristos pe Domnul și Dumnezeul nostru și să trăim în viață ceea ce mărturisim cu credința. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Zor ucenicii pescari munca-și fac, când Domnul înviat le apare pe lac, că nu-i o fantomă din cărți de povești, le arată când rupe din pâine și pești. Aleluia! Hristos a înviat și jalea din inim dispară. Aleluia! Stațiunea a noua. Iisus înviat le apare apostolilor lângă Marea Tiberiadei. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Barca lui Petru, pescarul din Galileea, este imaginea bisericii, ai cărei membri, în decursul istoriei, sunt chemați să ducă la îndeplinire misiunea primită. Veți fi pescari de oameni. Pentru această misiune nu este de ajuns efortul uman. Năvoadele trebuie aruncate în numele lui Iisus. Când se ivesc dificultățile, când totul parcă ni se împotrivește, a sosit momentul încredințării în mâinile lui Dumnezeu și al fidelității față de biserică. Trebuie atunci să privim spre malul lacului dificultăților și să strigăm:
e Domnul. Să ne rugăm. Dumnezeule, dă-ne harul să ne conformăm viața misterului pascal pe care îl celebrăm cu bucurie, pentru ca puterea celui înviat să ne apere și să ne mântuiască, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Fricos a fost Petru când fals a jurat, că nu îl cunoaște pe Domnul legat. Când Domnul înviat îi apare în zori, iubire îi jură acum de trei a 10-a. Iisus înviat îi conferă primatul lui Petru. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Petru, el cel impulsiv, cel înfocat, rămâne singur cu Domnul. Și îi este rușine în fața lui Iisus pentru că l-a dezamăgit atunci când avea mai mare nevoie de el. Dar Iisus nu-i reproșează lașitatea. Iubirea este mai mare decât toate mizeriile noastre. Îi conferă ocazia de a o lua de la capăt, pentru că niciodată nimic nu este pierdut. Cele trei întrebări ale lui Iisus sunt dovada cea mai bună că El rămâne fidel promisiunilor sale. Ușa speranței rămâne mereu larg deschisă pentru cei care iubesc. Petru este pus în fruntea bisericii, ce abia începe să se nască, pentru a-i sluji pe frații săi, pentru a fi servus servorum Dei. Dumnezeu, să ne rugăm, Dumnezeule, care în înțelepciunea ta veșnică ai zidit biserica pe stânca lui Petru, capul colegiului apostolic, privește și sprijină-l pe Sfântul Părinte Papa Francisc. Tu, care l-ai ales ca succesor al lui Petru, fă ca el să fie pentru poporul tău principiul și fundamentul vizibil al unității în credință și al comuniunii în iubire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! Îți spune Iisus la Săi ucenici, în lumea întreagă porniți de aici, vestiți tuturora tot ce v-am spus eu, cu voi împreună, eu fi voi mereu. Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moarte amară, tristețea și jalea din inim dispar. Stațiunea a 11-a. Iisus înviat le încredințează apostolilor misiunea de a predica Evanghelia. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii.
Ucenicii s-au bucurat lângă Iisus în ultimele zile ale vieții sale pământești de o intimitate și de o prietenie deosebită care i-au marcat. Dar nu acesta era lucrul cel mai important pentru Iisus în aceste zile, ci misiunea imensă ce rămâne de făcut. Mergeți la toate națiunile. Iată testamentul lui. Porniți la drum și duceți pretutindeni vestea cea bună pe care ați văzut-o și auzit-o. Stau în față cele trei mari sarcini ale oricărui apostol, ale oricărui creștin. A predica, a boteza, a trăi după Evanghelie. Să ne rugăm! Prin predicarea Evangheliei să se împlinească pretutindeni, Doamne, mântuirea dobândită de jertfa lui Hristos, iar mulțimea fiilor Tăi adoptivi să obțină de la El, cuvântul adevărului, viața nouă promisă tuturor oamenilor, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie! Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat! Aleluia! Având misiunea încheiată, Iisus se întoarce în slavă la Tatăl de sus. Privesc ucenicii cu ochii plini de dor, cum Domnul dispare, luat într-un nor. Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moarte amară, tristețea și jalea din inimi disfară. Aleluia! Stațiunea a 12-a. Iisus înviat se înalță la cer. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Odată împlinită misiunea sa între oameni, Iisus se înalță la cer. A venit de la Tatăl, acum se întoarce la Tatăl și șade la dreapta lui. Hristos glorios este în cer și iarăși va veni ca judecător al celor vii și al celor morți. Dar înainte de a se despărți, ne-a lăsat o făgăduință fermă ce ne umple de speranță. Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Nu e momentul acum de a sta cu privirea îndreptată către cer, ci de a ne strădui din toate puterile noastre ca mesajul de bucurie, vestea cea bună, să ajungă până la marginile pământului. Este în primul rând misiunea și responsabilitatea lui Iisus, dar a voit să o împartă cu noi. Nu lucrăm singuri. Să ne rugăm! Să tresalte de bucurie Biserica Ta Sfântă, Doamne, deoarece în Hristos înălțat la cer a fost înălțată alături de Tine și umanitatea noastră, iar noi, mădularele trupului Tău, trăim cu speranța de a ajunge în glorie alături de capul nostru, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie! Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat! Aleluia! Rămân ucenicii în rugi așteptând pe Duhul promis ce-o să vină curând. Stau toți în cenacol, se tem de iudei. Maria se află împreună cu Aleluia!
Lecțiunea 13-a. Apostolii împreună cu Maria îl așteaptă în cenacul pe Duhul Sfânt. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. De-a lungul istoriei Bisericii au existat multe mișcări apostolice care s-au dedicat contemplării în rugăciune, dar și altele care s-au dedicat vieții active. După ce am trecut pragul unui nou mileniu, ne uităm la cenacul, ca la loc simbolic unde trebuie să revenim mereu, ca să putem deveni contemplativi în acțiune. Ca persoane ce se află atât în rugăciune cât și în serviciul Evangheliei, noi trebuie să veghem mereu cu flacăra credinței vie în inimile noastre, așteptând venirea Domnului înviat. Numai Domnul ne poate reînnoi în slujirile care decurg din botezul și confirmațiunea noastră. Să ne rugăm! Să se reverse asupra noastră, Părinte veșnic, strălucirea gloriei tale, Hristos, lumină din lumină, iar darul Duhului tău sfânt să întărească inimile credincioșilor născuți la viața cea nouă din iubirea ta, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie! Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat! Aleluia! Se scuduie casa de-un suflu de vânt, e forța imensă a Duhului Sfânt. Venit la Rusalii în limbi ca de foc, pe sfinții apostolii schimbă pe loc. Lecțiunea 14-a. Iisus înviat îl trimite pe Duhul Sfânt. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin învierea ta ai dat viață lumii. Iisus a promis prietenilor săi că nu vor rămâne singuri. Fidel promisiunii sale, Tatăl, prin mijlocirea lui Iisus, îl trimite pe Duhul Sfânt asupra lor, în timp ce se rugau împreună cu Maria, mama lui Iisus. Mintea și inima lor se umplu de lumină și de foc pentru a propovădui împărăția lui Dumnezeu. A fost inaugurat timpul bisericii, timpul comunității celor botezați. Începând de acum, Duhul Sfânt va călăuzi această comunitate și pe fiecare membru în parte, până în ziua în care se vor bucura împreună în locuința pregătită de către Iisus în cer. Să ne rugăm! Dumnezeule, care în misterul Rusaliilor sfințești biserica ta în orice popor și națiune, revarsă darurile Duhului tău sfânt până la marginile pământului și continuă azi, în comunitatea credincioșilor, minunile pe care le-ai săvârșit la începuturile predicării Evangheliei, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te și te înveselește, Fecioară Marie! Aleluia! Căci Domnul a înviat cu adevărat! Aleluia! Doamne Dumnezeul nostru, izvorul bucuriei și al speranței noastre, noi am trăit cu Fiul Tău evenimentele învierii și înălțării sale până la coborârea Duhului Sfânt. Fă ca prin meditarea acestor mistere să primim harul și forța de a deveni martori ai lui Iisus Hristos în lume, acolo unde ne desfășurăm misiunea.
Te rugăm pentru biserică, ea să fie chipul lui Hristos în istorie și plină fiind de Duhul Sfânt, să arate lumii comoara iubirii tale, să-i sfințească pe fiii tăi prin sacramente, pentru ca prin ea toți oamenii să se bucure de învierea veșnică, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.